restaurant, Rada și Liviu au avut un mic dejun împreună, ocazie perfectă pentru a mai afla câte ceva unul despre altul. Ce faci? Bine. Tu? Cum ai dormit? Bine, relaxant. A fost un date foarte așteptat. Chiar îmi doream să mă întâlnesc cu ea mai de aproape, așa între patru ochi, ca să aflu mai multe chestii. Ai dormit destul? Să zicem că da. Să zicem că da. A fost de ajuns. Tu ai dormit? Ca de obicei, târziu. La acest date m-am simțit foarte relaxată. Mi s-a părut o conversație purtată fără nicio rușine și foarte deschisă. Încă de la începutul întâlnirii, Liviu a pus punctul pe i. Să înțeleg că tu ești foarte pregătită pentru următorul pas. Așa te vezi. Da. Până la urmă trebuie să ai încredere în tine. Da. Ceea ce e foarte bine. Mi-ar place o femeie să nu aibă încredere în ea. Din cauza trecutului, pentru că fostele mele relații, una dintre ele, a dus lipsă de încredere în ea. Adică eu am dat totul ca ea de fiecare dată când era, nu știu, să zic și eu, o mică ceartă. Să zic, da, tu mă lași, că pleci, că niciodată în viață nu am lăsat pe cineva la modul să mă despart eu de ea. Fără motiv. Da, nici măcar n-am avut niciodată motiv să zic, prima mea relație a terminat din cauza că ea vrea să treacă la următorul pas. Și nu erai pregătit. Aveam 20 de ani. Eu nu eram pregătit de căsătorie, ce-i drept. Că nu. Nu eram. Are. Și nu, dau din cauza geloziilor, a lipsei de încredere, tot acolo am ajuns. Și acum te simți pregătit? În ultima mea relație, da, am fost pregătit. Încă mă gândeam într-o perioadă în care am locuit în Norvegia, mă gândeam la ce iner să cumpăr. Și m-am tot gândit până i-am despărțit. Oricum. Da, e recent? 4, 5, 6 luni? Nu mai știu. 6 luni. Și tu ai trecut peste, total? Le-am trecut peste... Nu prea. În timpul relației. Am trecut peste. Eram cumva... Simțeam că nu o să fie ea. Mi s-a părut, Liviu, un pic emoționat. La date nu am avut emoții deloc. Nu știu, m-am simțit foarte bine lângă ea. Pot zice că eu am vorbit mai mult, că asta e caracterul meu. Dau mai mult din gură. Poate... Câteodată e bine, câteodată e rău, dar de fiecare dată mi-asum și cred că a decurs foarte bine, ceea ce îmi doresc foarte tare de la o familie, de la familia mea, să mi-au nevastă, prietenă, ajutor, totul, știi? Sprijin. Deoarece până acum am fost mai mult bună. Eu sper și îmi doresc ca și am oferit și încerc să ofer mereu totul, ca să fie bine pentru ea. În principal, pentru că eu, ca bărbat, trebuie să fac să fie bine ei, prima dată. Apare un copil, trebuie să le fac să le fie bine lor. Că, cum se zice, bărbatul e ultimul care e fericit în relație. No. Și bine, ca idee, zic. Doresc o familie fericită, ceea ce eu nu am avut. Vezi, chiar sunt invidios, sunt mândru că tu ai avut o familie așa de succes. 25 de ani, dacă mi-aduc bine aminte. Mai mult. Partea asta sentimentală, de înțelegere, de comunicare, ceea ce iară nu am avut. Eu de multe ori mă puneam la masă și încercam să comunic cu ea. Și ea mereu mă ocolea cu... Nu vrea, lăsăm așa, las că e bine sau... Nu există chestia asta pentru mine, cel puțin. Sincer, o să fiu, discuțiile din trecut mi se par importante doar din modul de a vedea, de a nu repeta unele greșeli și de a vorbi prea mult de trecut înseamnă că nu ai ieșit din acel trecut și încă ești acolo. Mi se pare că comunicarea e cheia unei relații de succes. Dar și încrederea și respectul, pe primul plan, la mine e respect. Atât timp cât e respect, comunicare, iubire, toate astea, pe aia merge totul de la sine. Crezi la ochii mei? Da. Poftim. Aseară n-am avut ocazia. Si. Ochii negri, mamă. Superb. Mulțumesc. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Îmi place. Îmi place că e o fată simplă, serioasă. Chiar nu mă așteptam ca la 20 de ani să fie așa serioasă. Și modul în care se comportă așa, nu știu, naturalețea ei. Eu n-am nimic special. De ce nu ai încredere în cum arăți? N-am avut niciodată. De ce? Nu știu, așa m-am văzut mult mai jos decât sunt. Când ai fost mic, ai fost criticat foarte pe aspectul tare, da. Tău. Da. De ce? Erai mai gras? Nu. Și? Mic și urât. Și negru. Apreciez la Liviu faptul că e dezghețat și comunică foarte mult. Am încredere foarte mare în mine. Adică și dacă nu mă văd eu... E încredere superficială. Să nu mă înțelegi greșit, gen încrederea de ceea ce cred oamenii din jur e foarte mare. Ce nu mă văd, mamă. Să zic că e bine sau nu știu. Ceea ce crede lumea despre tine contează și nu contează.
Mie nu-mi pasă. Bravo. Deloc. Asta zic, la modul în care te inspiri după gura lumii, nu. Dar nu ții cont de ea. Nu. Nici nu mă inspir. Dacă eu mă duc în oglindă și mie îmi place cizmele alea și poate nu-mi place cum vine cu rochia respectivă, poate cer o părere. Și mă duc și mă schimb. Te inspiri. Asta zic. Mă duc și mă schimb. Și pe aia poate nu-mi place nici așa, nici așa. Și cizme tot vreau să le țin. Că tot vin vreo de cizme. Ai cerut o părere? Nu. Foarte bine. Pot zice că e foarte diferită pentru că am avut fete mai mature care nu exprimau atâta maturitate ca și ea și asta mă încântă foarte tare. Zi-mi ce părere ți-ai făcut tu despre mine. Se pare că ești foarte impulsiv. Prea rău cu tine însuși. Ai multe, multe de spus și tot nu vrei să le spui, le ții în tine și într-un mod sau altul ai vrea să le spui, dar pe parte nu vrei să le spui din cauza că vai dacă scot o tâmpenie pe gură. Nu mă așteptam să primesc un asemenea argument că sunt atât de impulsiv, dar ăsta sunt, dacă asta a văzut, îi respect decizia și mă bucur că mi-a transmis lucrul ăsta. Chiar o apreciez pentru chestia asta. Sunt foarte serios, am zis. N-am venit aici să mă duc din floare în floare. Dacă vreau să mă duc din floare în floare, stăteam acasă, bine, mersi. Scriam doar câte un mesaj și mergeam unde vreau. La modul în care am puțină vrăjelă. Dar aș vrea să o folosesc doar cu o singură femeie, știi? Să nu fie vrăjelă de proastă calitate. Îmi place să risc. De-aia sunt aici. Sunt în stare să găsesc o femeie și afară. Dar mi se pare super tare experiența și modul. Dacă nu risci, nu câștigi. Da, cam asta sunt eu. După acest de, e posibil să spun că îl cunosc un pic mai bine, dar aș prefera să mai continui, să mai aflu lucruri despre el, să-l mai pot analiza. Dacă Andrada nu e convinsă încă, dar vrea totuși să-l mai observe pe Liviu, altfel stau lucrurile în cazul lui. Îmi place foarte mult că ești o femeie capabilă. Am văzut că știi ce vrei, ai garda sus. Asta mi-a plăcut de la început. Mamă, exact asta vreau. Ceva greu. Ce vine ușor, pleacă ușor. Ce vine greu, pleacă, nu mai pleacă. Și știu că nu sunt singurul, doar că mă bazez pe mine. Pot zice că am stat lângă toate fetele, mi-am făcut o părere în mare parte despre toate, dar drumul meu se îndreaptă către Andrada în momentul de față și sper să fie drumul corect. Deci nu te bazezi niciodată că un om aleargă după tine și dă interesul, după cum tu ai zis. Cărămidă cu cărămidă. Fac eu primul nivel? Nu. Pas, 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 pas. Nu nivel. Că dacă tu ai făcut primul nivel... La modul de aici, eu deja am construit primul nivel spre tine. Tu mi-ai ținut doar scara, să nu cadă. Nu prea. În momentul am vreau să-i cunosc pe toți. Nu vreau să-mi fac o idee prea rapidă despre cineva și vreau să le dau câte o șansă egală tuturor. Peretele? Au fost ieri, stai. Ieri? Păi și ce importanță are dacă puteți? Dar știți cum, mă uitam așa la limbajul corpului, amândoi erați așa, știi, foarte, mamă, fight. Da. Hai să ne relaxăm, dacă e să fie bine, dacă nu. Da, bineînțeles. Adică de ce să ne încărcenăm să facem să... La noi ne-am încărcenat, am avut un timp bun, am stat de vorbă. De ce ți se pare impulsiv? E impulsiv. Sunt agitat, poate. Da. Te deranjează chestia asta? Depinde, nu-l văd nici ca un lucru rău, dar nici ca un lucru extrem de bun. Așa ești tu mai agitat când îți place o femeie sau nu, așa ești tu de fel? Sunt agitat în viața de zi cu zi. Mm-hmm. Duc o viață foarte agitată. Păi da, dar uite, aici trebuie să fii mai calm, că nu e ca și cum ai job, trebuie să ajungi acasă, să plătești nu ce factură, e... Am început să mă obișnuiesc, chiar și băieții au zis, lasă-o mai ușor, că... Cele mai mari șanse să se căsătorească le-au avut băieții care au spus că, da, uite, am venit ca într-o vacanță. Că știi că în vacanță, fiind mai relaxat, se întâmplă multe lucruri bune. Poți să gândești mai limpede. Ce spui, Valentin? Zic, poți să gândești mai limpede. Da. Ce spuneți, doamna Viorica, cum vi s-a părut interacțiunea între Liviu și Andrada? Mi s-a părut o interacțiune bună. Au vorbit și frumos, ceva interesant, așa au mai fost.
S-a mai și... înțepat un pic? Da. Da. Dar credeți că s-ar potrivi, așa vorbim, ipotetic? Nu știu cum. Nu-mi dau seama. Eu prima dată când am ales-o pe Andrada, am zis că ea e calmă și el cum e un pic mai energic, așa, s-ar potrivi. Dar nu știu. Faptul că nu, spuneți nu știu, înseamnă că vi s-a schimbat un pic părerea? Da. Da? Doamna Maria zice da. Da. Asta e. Mai vorbim și noi așa. Am înțeles. Și ce vorbiți, doamna Maria? Păi ce mai auzim și noi? Stânga, dreapta, că se mai... că îi place de altul, că... Hai, ei îi place de altul. Da. Da. Bine, luăm o scurtă pauză.